Combaterea scumpirilor, readucerea inflației sub control și asigurarea unor echilibre funcționale în relațiile economice rămân preocuparea principală a Partidului Social Democrat, precum și fundația ce a stat la baza aprobării unui nou set de măsuri sprijin pentru România. Astfel, de la 1 iulie, categoriile vulnerabile din țara noastră vor primi venituri în plus, se vor diminua cheltuielile bugetare cu cel puțin 10%, se vor suspenda cheltuielile la stat și se va accelera absorpția fondurilor europene. 3,2 milioane de pensionari cu pensia mai mică de 2000 de lei pe lună vor primi un sprijin unic de 700 de lei. 1,2 milioane de salariați din sistemul public vor beneficia de creșterea cu un sfert a diferenței de salariu prevăzută de legea salarizării unice. Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți, este unul dintre oamenii care susțin aceste măsuri, care au votat mereu pentru români și pentru România. Este necesar să stopăm derapajul financiar al țării. Iar în acest sens există în dezbatere și proiecte legislative, precum legea antispeculă, legea transparenței adaosului comercial și legea marjei limitate de adaos comercial pentru produsele subvenționate sau susținute de stat. Totodată, așteptăm ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene să finalizeze instrumentele de absorpție a fondurilor europene pentru a putea încasa banii din PNRR pe care să îi folosim la implementarea a programelor de investiții, a transmis deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu pe pagina sa de socializare. Au apărut discuții despre respingerea în Senat a proiectului de lege care prevedea săptămâna de lucru de patru zile. În urma dezbaterilor s-a decis că un astfel de proiect ar determina o suprareglementare, dar codul muncii actual nu interzice încheierea unor contracte de muncă cu normă întreagă, care să includă acordul dintre angajat-angajator pentru o săptămână de muncă de patru zile cu trei zile de repaus, cu respectarea normei de muncă de 40 de ore pe săptămână este o decizie care aparține exclusiv angajatorului. Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a vorbit de asemenea despre protestele profesorilor și despre noul virus care bântuie Europa. Acesta consideră că pentru a rezolva situațiile de criză trebuie luate măsuri concrete și rapide cu privire la amenințările de proteste ale profesorilor, cu tot respectul, consider că sunt puțin nedrepte. După ce PNL a decis înghețarea legii salarizării unitare, profesorii au fost singura categorie care a beneficiat de majorări salariale. Mai mult decât atât, guvernul tocmai a aprobat o nouă creștere cu încă un sfert din diferența la salariu. Îi cred și le susțin dolențele, dar momentan ne aflăm într-o situație care ne obligă să -i sprijinim pe cei mai vulnerabili dintre români. După depășirea crizelor actuale, vom putea reveni la calendarul din legea salarizării. Nu în ultimul rând, consider că ar trebui să privim cazurile de variola a maimuței cu precauție, dar nu cu îngrijorare. Virusul este unul cunoscut, antidotul există, boala este tratabilă, iar Ministerul Sănătății a făcut deja demersuri pentru a putea oferi tratamentul adecvat în cazul apariției primului caz în România. Este important să nu ne pierdem în cumpătul și să nu uităm împreună puternici, a mai declarat deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu pe pagina sa de socializare.